6 persoane sunt cercetate de polițiști pentru comiterea mai multor infracțiuni de înșelăciune prin folosirea de nume și calități mincinoase, constând în aceea că au indus în eroare 12 persoane, transmițându-le prin mesaje și apeluri telefonice repetate când sunt câștigătorii ai unor premii consistente în bani, solicitând acestora să achite o serie de taxe pentru intrarea în posesia premiilor. Pe fir au intrat însă polițiștii, iar cei ce au pus în practică acest gen de înșelăciune se află în arest. Avem o autorizație de percheziție la dumneavoastră acasă, da? Apartamentul vă aparține, da? Aveți acasă bunuri interzise la deținere? Sume mari de bani? Valori mari? Bunuri provenite din săvârșirea de infracțiuni? La începutul acestei luni veneam în întâmpinarea locuitorilor județului Telorman cu o serie de recomandări pentru ca aceștia să nu cadă victime infracțiunilor de înșelăciune prin mesaje telefonice sau prin apeluri telefonice frauduloase. Am făcut acest lucru întrucât în acea perioadă am primit sesizări de la câțiva cetățeni care au răspuns unor astfel de mesaje. În mesajele respective, aceștia erau declarați drept câștigători ai unor premii importante în bani sau în produse de valoare. După ce au contactat pe persoanele suspecte, aceștia au plătit în conturi bancare diferite sume de bani la solicitarea persoanelor suspecte, drept taxe de curierat sau taxe notariale pentru a intra în posesia premiilor respective. Bineînțeles că suspecții nu au oferit niciun fel de premiu. Persoanele vătămate și-au dat seama că au fost înșelate și ne-au sesizat. Prima sesizare de acest gen a fost înregistrată la Poliția Municipiului Roșiorii de Vede. Polițiștii de acolo au efectuat cercetări și după 3 săptămâni au fost în măsură să stabilească rețeaua de infractori care a comis aceste fapte. Au fost efectuate percheziții domiciliare în municipiul București și în comuna Fumați din județul Ilfov. 6 persoane au fost reținute de polițiști în urma cercetărilor și introduse în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Telorman. Pe parcursul cercetărilor s-a stabilit că este vorba de 12 persoane vătămate care au depus în contul persoanelor suspecte sume de bani în total, producând un prejudiciu de 88.000 de lei. Banii respectivi au fost cheltuiți pe diverse bunuri de persoanele suspecte, inclusiv pe droguri, întrucât la domiciliul unuia dintre aceștia au fost găsite droguri pentru consum propriu. Persoanele respective se află în arestul poliției și sunt cercetate pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune. Pentru ca și alte persoane să nu cadă în plasa celor ce se folosesc de astfel de înșelăciuni, polițiștii vin cu o serie de recomandări. Din cercetările efectuate până în prezent, s-a stabilit că infractorii trimit mesaje de tip text și anunță pe cetățeni cu privire la câștigarea unor sume mari de bani sau unor bunuri de valoare. Pentru a intra în posesia premiilor, suspecții solicită persoanelor vătămate să achite o taxă de curierat sau de notariat, ori să transmită coduri de reîncărcare a unor cartele telefonice la anumite numere de telefon. Noi recomandăm cetățenilor, pentru a nu cădea victima acestor fapte, nu luați în considerare eventualele mesaje în care sunteți desemnat câștigător fără temei al vreunui concurs ori sondaj organizat de o firmă, chiar dacă aceasta este o firmă de renume și cu o puternică reputație. Nu comunicați verbal și nu transmiteți prin e-mail sau prin fax date personale, copii după actele de identitate, după documente de proprietate sau după cărți de credit sau debit. Nu acceptați în niciun caz să trimiteți persoanelor necunoscute bani în avans pentru aducerea unui bun asupra căruia ați fost anunțat drept câștigător. Rețineți că nicio societate bancară, nicio societate de telefonie mobilă sau fixă, cablu TV, internet, apă, canal sau alt prestator de servicii nu solicită clienților date personale prin SMS, prin MMS telefonic sau prin e-mail. Toate aceste solicitări sunt apeluri false. Datele dumneavoastră pot ajunge pe mâna unor persoane suspecte și mai apoi puteți rămâne fără banii din conturile bancare.
Ori de câte ori primiți acest fel de mesaje, vă recomandăm să ne anunțați la telefonul 112. Iar ca o ironie a soartei, 4 persoane se pregăteau să trimită diferite sume de bani celor reținuți, însă au fost opriți la timp de polițiști.